găsit. Vă invit să vizionăm împreună tutorialul Jigsaw Planet. Realizează sau joacă-te puzzle online. Mai întâi deschidem browserul și scriem jigsawplanet.com și dăm Enter. Putem să creăm puzzle doar dacă ne-am făcut un cont înainte. Dacă nu avem creat cont, putem să ne jucăm puzzle-ele de aici, dar nu putem să creăm propriile noastre puzzle. Luăm de la stânga la dreapta. Avem home, acasă. Aici ne apar ultimele puzzle care au fost create. La my puzzle apar puzzle-ele pe care noi le-am creat. Saved games, puzzle-ele care au fost rezolvate. Dacă dăm pe explore, vedem last created, ultimele create, care sunt cele mai jucate în săptămâna aceasta, care sunt cele mai jucate în total, care se joacă acum și căutările populare. Acum, de exemplu, noi îi întrebăm pe elevi. Cine vestește primăvara? Și atunci putem să dăm create, alegem fișierul, desktop, deschidere, scriem cine vestește primăvara. Și apoi avem easy, ușor și hard, greu. Dacă, după cum vedem, easy înseamnă 35 de piese, hard până la 300 de piese. După cum putem vedea, putem să schimbăm modul cum sunt piesele de puzzle. Putem să le punem să se și rotească, putem să adăugăm taguri. Și apoi dăm create. Apăsăm aici și puzzle-ul nostru a fost adăugat. Apoi putem să punem în spate o stafie ghost și vedem ce trebuie. Dacă nu reușește să facă, putem să fie aranjate sau nu fi aranjate și putem să vedem imaginea care ar trebui. Și aici, după cum puteți vedea, vedem în cât timp se fac aceste puzzle. Da? Deci trebuie unite pentru a ne da posibilitatea să vedem. Uitați. Comunim. Se aude. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți, CRED.